Gliva le face semn colegilor să iasă cât mai mult, pentru că va urma o degajare lungă, însă iată, degajarea sa nu ajunge nici măcar la jumătatea terenului. Calcan a recuperat foarte repede, schimbă cu Vlad Morar, acesta este în marginea careului, pasă la întâlnire, Viveiros, gol! Gol Universitatea Cluj și spectatorii din Târgu Jiu aplaudă reușita oaspeților. Într-un gest ironic la adresa propriei echipe, îi văd pe fanii de aici de la tribuna oficială ridicați în picioare și aplaudându-i pe jucătorii echipei oaspete. Și vedem și pe fanii Șepcilor Roșii care se bucură pentru această reușită venită în minutul 70. Foarte, de la Gliva a pornit totul. O degajare foarte proastă până la 40 de metri, recuperare Calcan, schimb de pase cu Vlad Morar, centrarea perfectă acestuia este transformată în gol de Nuno Viveiros și din minutul 70 Universitatea Cluj conduce aici la Târgu Jiu cu 1-0. Iată ce atac simplu și letal au cei de la U Cluj, care reușesc să treacă în avantaj. Asta după ce, vă reamintesc, pandurii au ratat un penalti în minutul 53 prin Mihai Roman. Și ce inspirat a fost Adrian Falub când l-a introdus în teren pe tânărul Andreas Calcan, cel care a stat la...